Haideți să facem o lecție de strategie și încheiem și cu o partidă, da? De-a lui Kasparov. Să știi că astea sunt tot din Pandolfini, da? Bun. Sunt tot niște exerciții, tot de Pandolfini, de strategie. Deci, într-un fel, sunt niște mai, ceva mai practic, așa, legat de practică. Deci, ultima mutare a negrului aici a fost turnul din A8 la C8, da? Pe ideea că turnurile se simt bine pe coloane deschise, da? El într-adevăr era pe o coloană semideschisă, dar n-ar fi avut de atacat decât pionul din A3 care era apărat, n-avea ce face. Și atunci a jucat turnul din A8 la C8 cu ideea de a intra turn C2. Da? Toată lumea observă. Și acum vreau eu de la voi să vă gândiți cum... Ce mută albul aici? Într-un fel, care e cea mai bună mutare a albului aici? Pentru a stopa, într-un fel, acest turn C2. Ancuța zice turn C1, adică Raluca și Alexa zic nebun de 1. Felicitări Raluca și Ancuța, și Alexa. Nebun de 1 este una din mutările bune. De fapt, albul are două mutări bune aici, cât de cât. Ori nebun de 1, ca să interzică și cal B3, ori nebun C3. Dar Ancuța turn C1, scuze, asta e greșită, că dai perechea de nebun, nu asta am vrut să... Dar problema e, turn C1, de ce nu este bun? Ancuța turn C1 e greșită rău de tot. Nu e cu off, că vreau să vezi și de ce este off. Întoarce-n tabla. Gândește-te că ești cu negru. Albul ți-a jucat turn C1. Ce joci aici, Ancuța, și câștigi o figură? Vede cineva cum câștigă acum negru o figură? Oh, nu, Alexa, că ai pe ăsta aici. Deci răspunsul corect îl dă întâi Sofie. Întâi se bate turnea pe C1 șah și după nebun C1 cal B3. Nu e nimic. Deci se face un schimb de turn și după aceea, după cal B3, acest nebun din C1 este pierdut. Da? Următoarea poziție. Albul la mutare aici
având în vedere că are o figură în plus, după cum vedeți, joacă damă G4, pentru că negru avea. Deci joacă el damă G4 pentru a stopa un eventual damă H6 cu atac de mat. Și zice, las că joc damă G4 și când a jucat damă H6 să joc cal H3. Ce joacă negru aici? Puneți-vă în pielea negru. Pentru că nu uitați, noi negru aici are o piesă minus. De fapt, asta eu vă spun și din ce deschiderea asta. E rezultată din spaniola deschisă. Și negru a sacrificat voit o piesă în speță un nebun. Ancuța, dacă Ancuța, hai să ne uităm. Aproape că știu cum a decurs partida. Deci dacă joci cal H6, am să joc cal H3. Nu uita tot timpul că tu ai o figură minus. Și acum, într-adevăr, poți să joci cal H3, șah, GH3, bine că a fost cu șah, că altfel nu am damă. Dar după damă H3, damă H3, turn H3, eu zic că rege G2, eu zic că nu stai bine cu negru, da? Altceva. Sofi, tu zici direct tur H1. Păi care ideea, Sofi? Păi ce au cu regele? Deci asta, într-adevăr, pentru noi cu negru este un plus. Că avem turnul pe coloană deschisă. Dar cum profităm de asta? Cal G2 Ancuța. Păi cu ce idee? Că-ți bat. Nu, 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 știu că nu, nu, nu. Cale 2. Ideea... Ideea ar fi bună. Dar zbac cu dama. Tu te uiți la matul lui Anastasia, nu? Bravo, uite-te la matul lui Anastasia. Deci ideea e bună, Sofie. Ideea cu cale 2 este foarte bună, Sofie. Cum faci să nu mai bată dama la E2? A-a. Nu, Sofie, că dacă joci turn H4, când îți bat turnul și când ai cale 2, joc rege H1, nu mai ai niciun mat. Corect. Dama ia pe G5. Mutarea câștigătoare. Deci, practic, și dintr-o dată albul își dă seama că nu poate să bată. Dama G5, copii. Ancuța și Sofie, la ce vă uitați? Deci nu pot să bat dama că sunt mat la E2, da? Toată lumea vede. Mate. Și atunci el săracu, stați că nu se termină.
Are și damă în priză și joacă pion F3, unica la părinți. Deci F3-ul acesta te scapă într-un fel de mat, că după cale 2 joci rege F3. Rege F2, da? Ce jucați cu negru aici? Deci a apărat și dama, a scăpat și de mat. Cum continuați cu negru? Aici vreau să-mi găsiți varianta în care veți câștiga o piesă. Cum câștigați o piesă ușoară aici, cu negru? Păi ce piesă câștigi la Luca după damă G4, F4? Nu câștigi nimic. Deci încă o dată nu mai e mat. Ia uite. Nu, răspunsul corect este cal H3 șah. Deci acest cal H3 șah, care este într-un fel un atac prin descoperire asupra nebunului din E3, care la rândul lui susține calul din D2, mă duce pe mine la un câștig de piesă, pot să spun așa. Deci cal H3 nu pot să joc rege F2, n-am decât GH3, dar acum iau acest nebun cu șah, da, toată lumea observă, și practic ca să nu pierd calul din D2, care e singura mea mutare cu albul? Nu am decât turn F2. Vedeți voi altă mutare aici? Nu. Dar acest turn F2 practic nu te scapă pentru că negru va juca nebun C5 și îți fac câte bătăi aici. În primul rând, dacă încerci să bați aici, ești groghi după rocadă mare. Toată lumea vede, da? Aici nu numai că pierzi o figură, pierzi damă, pierzi tot ce vrei. Dar hai să zicem că nu bați în G7 și joci damă G2. Ce joacă negru aici și câștigă o piesă? Damă de 2. Da? Și practic am rămas aici. De fapt, nu numai cu o piesă, vor să rămân chiar cu un turn în plus, pentru că vrei, nu vrei, până la sfârșit, negru îți va da și nebunul pe turn. Toată lumea a înțeles? Dacă doriți, să știți că putem repeta. Dar eu zic că a fost destul de clar în calcul. Bun. Aici suntem cu negru la mutare. Deci, dacă punem așa, albul se duce încolo și negru mai are pionul ăsta, vai, vai, vai.
și se transformă. Da. Hai să întoarcem tabla atunci. Deci, ca material negru, care este și la mutare, să nu uităm, are un pion în plus, care este și la un pas de transformare, dar s-ar părea că o să-l dai acum, nu? Deci, dacă albul ar fi la mutare, ar juca calea pe C2. Da. Ce jucăm cu negru aici să câștigăm partida? Cât mai avem pionul ăla în plus. Deci Raluca și Alexa zic dama B1 și după rege D2. Vezi că acolo ai calul în priză. Iar pe ăsta pe cui trebuie te pe el. Da. Deci fiți atenți aici. Sfatul meu în astfel de poziții în care încercați să căutați dacă nu există cumva variante forțate. Pentru că vă spun eu o chestie. Deci după damă B1, rege D2, nu numai că ai cal în priză. Cal pe 3 nu mi se pare forțat. Calul din E3 e apărat. Deci cal pe 3, GF3 e nașpa. Nu, 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 nu. Bravo! Deci cal pe 3, GF3, damă e 3, damă e 3. A, damă B4, bravo, bravo. Deci damă B4, foarte bine. Dar stai un pic, stai un pic să ne înțelegem, stai un pic. Eu vreau, când faci o mutare ca damă B4, hai să nu mutăm piesele. Deci tu zici damă B4, da? Da? Damă ia pe B4, ți-am luat dama, ce joci? C1 damă, da? De acord cu mine? Da. Rege F2, mai departe. Deci tu propusești damă B4, propusărăți. Damă B4, scoateți damă. Păi, practic, ce făcureți? Dă dură-ți o damă pe și un pion și luară-ți o damă. Acum suntem egali. Ce joci aici? Deci reluăm, da? Damă B4. Ba da, e damă B4, dar vreau să te încerc, să văd cât vezi înainte, fără să muți piesele. Deci damă B4, forța damă B4, că e legat. G1 damă, da? Dacă joc cal D1, îți dau cal C2, șac și damă. Deci forța rege F2. Dar tu trebuie să vezi asta și să vezi acum că ai mutarea asta, damă ia pe E3. Deci de-aia este bună varianta asta, pentru că e forțată. Și rămâi cu o piesă în plus, rege E3,
Calce 2, rege, dar nici nu mai vine aici să nu piardă un pion. Rege aici, cal B4, da, până la urmă totul va pierde. Da? Dar aici nu se pune problema pentru că eu cu negru am rămas cu un cal în plus. Deci, domnișoarele din state, este damă B4, dar vrusei să văd cât vedeți mai departe. Următoarea. Albul la mutare. Deci ultima mutare a negrului a fost periculoasă asta D5, D4. Și și-a dat drumul la diagonala asta. Da? Observați că lecția de astăzi, într-un fel, eu încerc să, ca să spun așa, să vă obișnuiești și cu calculul, dar și cu strategia propriu-zisă, pentru că asta, ideile strategice sunt foarte bune. Deci asta este o mutare la o adică bună, ideea ca strategie. Mi-am deschis o diagonală, iar acest pion care e vașnic susținut din spate de două turnuri, mai face un pas spre transformare. Ce joacă totuși albul aici? Că ideea strategic este bună, dar calculul îți demonstrează că ea este greșită. Ce jucați cu albul aici? Turn E7. Și după turn E7? Nu vreau să le mut. Deci, turn E7, așa, nu F6. F6 n-are rost, nebun H4. Deci, foarte bine, Raluca. Deci, turnea pe E7, nebun H4. Să ne gândim un pic aici. Practic, eu ce sunt forțat să joc? Așa sau așa? Care e cea mai bună pentru negru? Practic, pot să joc ca asta? Nu, că pierd o figură după nebun, nebun, șah și ți-am luat nebunul, da? Dar, pot să joc așa. Da? Ce jucați aici? Dacă joc așa, ce jucați? Nu, Raluca, îi dai șah. Deci, aia, fiți atenți, deci aia nu fu bună, aia nu fu bună. Dar dacă joc așa, voi vedeți că voi trebuie să le luați pe toate astea în considerare. Dar dacă negru joacă asta? Șac și tură, foarte bine, Ancuț. Ce juca? Care e cea mai bună mutare pentru alb aici? Cine îmi spune?
logic că îi luăm tura, ci Doamne iartă-mă, da? Pentru chiar dacă ne ia nebunul, după ce îi dăm șac, tot îi zburăm și ăsta la altul. Nu F6 în cuța, nu. Deci aici F6 vine puțin mai târziu. F6, după ce avem turnul deja pe linia 7, ca să împingem și F7 și toate astea, da? Bun, deci aici, practic, după ce o să-i luăm și acest nebun, într-adevăr o să ne ia și el pionul ăsta, dar momentan el e în șah, el e forțat să se ducă pe linia așa, pe a 8-a, da? Că nu poate să vină sus. Și după turn B7, turn B3, practic noi avem aici un nebun pe 2 pion, dar pentru noi pionul ăsta este un tătic. În momentul când împingem în față, totul s-a terminat pentru el, da? Pentru că urmează. Deci el nu are niciun șah aici să ne oprească nouă șahul acesta. Da? Iar când îi dăm acest șah, el nu poate să vină la F8 dacă vine, îi dăm nebune 7 șah. La E8 îi dăm turnă 8 și pe urmă scoatem. Da, mă? Deci practic el este complet pierdut aici. Dacă nu mă credeți pe mine, credeți-mă pe domnul calculator, care vedeți că are plus urmat de minus. Adică albul are avantaj decisiv, da? Bun. Următoarea poziție. Albul este la mutare. Mersi, Sophie. Că mă crezi. Of. Deci, haideți să ne uităm un pic pe această poziție. Mersi, Daria, mersi. Dar să știți că nu e bine să credeți un jucător până nu vă convinge singur așa, până nu vedeți. Deci, albul este la mutare aici. Și are un nebun în minus. Care este singura lui mutare care să-l țină cât de cât în viață să fie? Deci, după cum observați, albul are un nebun în minus. Scurt pe 2, da? Ce mutare poate să facă albul aici, care cât de cât să mai agite spiritele, ca să spun așa? Nu vede nimeni, nu? Ia uitați-vă, vă rog, la mutarea asta. Turnea pe gheșa. Este o mutare bună și dacă da, de ce? Ce idee are în spate?
Este o idee bună. Păi o văzusei, dar normal nu-ți vine să dai turnul pe un pion, dar are o idee măreață în spate. Ia uitați-vă, vă rog. Deci când negru bate acest turn, îți dau un șah la G3. Acum se vede ideea. Și o să-ți iau dama asta de aici. Pentru că oriunde se duce regele ăsta la H8 sau la F8, să zice că se duce la H8. Ca să bagi ceva în față, tot degeaba, că îți dau șah. Deci se duce la H8. Urmează ca, pardon, cal G6. Și după nebunea pe G6, damă de 6. Și pe urmă negru va juca nebunea pe F5, da? Dar pot să zic și eu că bat aici, da? Și dintr-o dată eu cu albul, ia să vedem ce zice calculatorul aici. Oh, scuze. Haideți să vedeți când punem calculatorul aici, în poziția asta, albul la mutare. Cine are avantaj decisiv aici? Negru, da? Vedeți, orice ar juca albul aici, negru are avantaj decisiv. De ce? Pentru că are un nebun în plus. Dar albul vine, apropo, vedeți undeva mutarea asta aici, turnea pe G7 la calculator? Nu. Deci calculatorul nici nu o bagă în seamă. Dar problema e, de ce v-am spus eu că asta totuși e o mutare bună, dar numai dacă negru îți bate turnul. Că negru aici, de exemplu, poate să joace damă de 7. De ce vreau să vă arăt și acest exercițiu relativ greu? Pentru că vreau să vedeți că care este diferența între variantele forțate și variantele neforțate. Deci aici negru nu este forțat ție să-ți bată turnul, că ai luat tu un pion. Nu. Facem ori, și asta e mutare bună. CD4 ori mută din damă. Acum ai turnul în priză, că nu o să mai ai șah și damă. Și turnul tău oriunde s-ar duce, trebuie să fugă, o să-ți iau cu dama aici. Deci, în continuare, negrul are aici avantaj decisiv. Dar dacă cumva, într-adevăr, aici îmi bate turnul, eu îți dau acest șah, da? Am să-ți iau dama. Ia să vedem ce mai zice calculatorul acum. Egal. Vedeți care e și ăsta. Deci aici albul a egalat poziția. Domnișoarelor, dumneavoastră înțelegeți ce vreau eu să vă explic aici? Deci, în primul rând, vreau să vă explic ce înseamnă importanța variantelor forțate care să le găsiți. Deci, în momentul când tu îl obligi pe adversar să intre pe o variantă forțată, e nemaipomenit. Dar dacă nu găsești variantele forțate prima dată sau nu ești obligat să faci o mutare, pentru că, deci, reluăm, ca să înțelegeți. Deci aici eu cu negru, deci albul joacă turnea pe G7. O mutare excelentă. O mutare nemaipomenită din punct de vedere luptător. Deci eu lupt. Știu că am o piesă minus, dar lupt. Și dacă tu faci greșeala să-mi bați turnul, te egalez. Pentru că am să-ți iau dama. Dar negru nu este forțat să bată turnul.
De simpla mutare damă de 7, pentru că dama stătea prost aici. Mă lasă pe mine fără aer. O să lupt în continuare, uitați, ca să... Negru are avantaj decisiv. Da? Bun. Pentru că orice ai face tu, orică joci turn G3, damă G3, eu am să-ți bat un F5. Și mi-au pionul înapoi și voi rămâne în continuare cu o piesă. Bun. Următoarea poziție. Ultima mutare a albului a fost nebunul de F1 la H3 și mi-atacă acest turn din cioc. Ce mutați cu negru? Hai să întoarcem tabla. Deci facem întâi o mică analiză a poziției, da? Deci ca material suntem egali. Nebun, nebun, ca poziție, cine stă mai bine și de ce? Când te uiți la poziție, primul lucru te uiți la siguranța regilor. Care rege e sigur și care nu e? Prima întrebare. Corect. Deci, bravo, Sofie. Deci, regele negru este în siguranță, pe când cel alb nu e deloc în siguranță. Bravo, Ancuța. Deci, regele alb, în fond, nu este deloc în siguranță. Cum profitați de nesiguranța regelui alb? Ce jucați cu negru aici? Asta să știți că seamănă cu o partidă de-a lui Dr. Taraș, jucată cu niște împotriva 5 italieni. Și v-am arătat-o eu la lecție, în clasă. Doar că aia era puțin invers, parcă era Dr. Taraș cu alb și aici negru este... atacatorul. Ce joacă negrul aici? Negru fiind la mutare. Deci a fost atacată tura, da? Ce jucați cu negru? Nu, nu, nu a fost jucată la simultan, a fost jucată în partidă serioasă împotriva unei echipe formate din 5 jucători italiani. Deci aceia 5 jucători se sfătuiau între ei înaintea fiecarei mutări pe care s-o facă ei. Și Sigbir Taraș a jucat singur împotriva lor. Și i-a bătut. Mă rog. Și e foarte asemănătoare poziția, să știți. Deci ce jucați cu negru aici ca să-l faceți praf pe regele alb? Cine îmi spune? Este vorba despre o, ca să spun așa, o interferență. Practic aici negru joacă nebun G2.
Deci, în primul rând, este clar că trebuie să-l iei. Trebuie să iei acest nebun, pentru că nu poți să zici... Vă dau ca un simplu exemplu așa. Dacă îl bat pe ăsta, să zicem, ești mat. Mate. Da. Deci e clar că trebuie să bați nebunul, da? Că dacă nu bați nebunul, ești mat. Dar cu ce-l bați? Să zicem că-l bați cu turn. Ce jucați ai? Hai că eu vă spun, să-i doar prima mutare. Restul faceți măriile voastre. O luăm și pe aia când bați cu dama. Ancuța, o luăm și pe aia. Dar acum hai să zicem că o luăm pe asta în care bați cu turnul. Deci vom vedea și când bați cu dama. Dar acum să vedem ce joci când îți bate cu turnul. Că tu trebuie să calculezi, nu trebuie să-i dai nebunul degeaba așa de florile mărului. Deci ce joci aici cu negru? Mat în două mutări. Păi bat Sofi. Ce mat e ăsta? Turn C4, turn C4. Cum de negru mat în două mutări aici? Vai, nu vede nimeni. Sophie, vezi? Ancuța, vezi? Nu, nu, nu. Domnișoarele din state, vedeți? No, dama H4, nu. Păi dama H4 e aici, domnișoa ăsta. Îți joc nebun G4. Nu te las eu pe tine să-mi bați aici. Ia ziceți, domnișoarelor, ce vedeți aici? Hai. Mat în două mutări. Negru mută și dă mat în două mutări. Mate. Nu da mă feci în Sofi. Nu da mă feci în Sofi. Deci dama B2 dacă bate cu turnul. Bine, dar dacă bate cu dama. Dar dacă bate cu dama. Deci am văzut că nu poți să bați cu turnul. Trebuie să bați cu dama, da? Bun. Mai departe. Deci cu turnul nu merge. Bate cu dama atunci. Cum îl dați mat pe alb? Mat în una, două, trei mutări acum. Acum ai mat în trei mutări.
Ia uitați, turnea pe C4. Dama ia pe C4. Dama B2. N-ai decât să iei pionul. Mat. Mate. Bun, următoarea. Aici negru este la mutare. Amândouă mutările pierd, corect? Păi stai un pic, deci varianta aici, orice mutare de fapt pierzi după nebun C2. Varianta, deci negru face mutarea asta briliant, nebun C2. Care ți amenință damă B2. Nu ai apărare cu albul. Deci, practic, îți pune un nebun acolo unde poți să-l bați și cu turnul și cu dama și cu ce vrei, dar, de fapt, tu pierzi după amândouă. Da? Deci, de asta e frumusețea. Dar, încă o dată, prima dată când a apărut, nu știu pe unde naiba să o caut acum, dar s-ar putea să o găsesc. Ia stați așa. A apărut o asta tot dar în poziții de mijloc. Nu. Nu că mie că pierdem timpul cât o căutăm. Deci eu vă rog să mă credeți că a fost aproape identică, doar că era invers culorile. Cel care a făcut acest nebun C7 a fost Dr. Taraș și era regele negru atacat. Dar haideți să nu credeți că vă mint eu pe dumneavoastră. Ia să mă uit la... Că trebuie să o am în poziții de mijloc. Sau în ce naiba, sau nici nu mai știu pe unde o am. Nu cred că la interferență o am. Of, mai bine nu mă căutam după ea. Nu mai știu. O am pe undeva, vă rog să mă credeți, care e aproape identică. Dar n-are rost să... Hai să revenim în apei la pozițiile noastre din ziua de azi. Mă bucur că mă crezi. Deci, pozițiile noastre din ziua de azi... Și că practic asta ar fi cam ultima pentru ziua de azi și până vă arăt repede o miniatură a lui Kasparov. Deci, albul la mutare aici a jucat pion H3. Observați că acest nebun este legat. Când pleci cu el, ți-a zburat dama. Da? Ce jucați cu negru aici? Haideți să le luăm pe rând. Deci, Sofic, la cal pe 4 am să-ți iau calul și tot nu rezolvi legătura. O să-ți iau și nebunul. Deci, deja am dedus și un cal degeaba. Deci, domnișoara Ancuța zice cal C5. Și dacă îți bat?
sincer este, dacă vreau ți-l bag pe ăsta, așa. Mai bine ți-l bag pe ăsta, nu pe ăla. Deci când ți-l bag pe ăsta, mi-l bați pe ăsta, ți-l bag pe ăsta, ai rămas fără două piese, Ancuța. Deci nu e bine nici cal F4, nici cal C5. Ancuța, ți-aduce aminte de lecția noastră de la clasă care se chema Morișca? Sau Moara? Păi o morișcă neagră aici. Înseamnă că nu ai participat. Că dacă ai fi participat, ți-ai fi adus aminte, spun eu. Deci fiți atenți, toată lumea. Deci negru zice așa. Morișca este un element tactic foarte puternic pentru cel care o deține și foarte periculos pentru adversar. Deci practic negru zice așa, ia mă tu, damă, nebun F3. Deci nu cal C5, nici tu nu ți-o amintești, Sofie. Deci nu cal C5, ci joacă nebun F3, pur și simplu. Uitați-vă, eventual mai facem o dată morișca, dar asta e un cel mai clar exemplu, chiar a existat, dar din nou... Bun. Uite-te aici. Deci negru aici joacă nebun F3. Asta este morișcă de cal și de nebun și turn. V-am spus și la lecție că cea mai comună și cea mai logică care apare cel mai des este morișca formată din turn și nebun. Deci, după damă ia pe H4 urmează așa. Uitați-vă aici. Șa. Da, cu nebun și turn. Pe exact asta este și aici. Da, morișc. Rege H1. Turn F2. Rege G1. Turn G2. Rege H1. Nu, Raluca și Alexa. Am făcut-o cu elevii la clasă. Când, înainte de virusul ăsta, deci înainte de a face aici lecții, deci nu am făcut-o aici, am făcut-o la clasă, înțelegeți? Deci, turn B2 șah, rege G1, turn G2, rege H1 și acum la sfârșit joc turn G4, rege H2. Și după tur H4, o să încerce și el eventual să joace rege G3 să-mi atace și ăsta și ăsta, dar am să joc turn F4, care e apărat de cal. Și practic eu aici am rămas cu un nebun în plus. Și doi pioni. Să nu uităm nici pionii, da? Că și pionii sunt importanți. Deci, practic, a rămas cu un nebun și doi pioni în plus, adică poziția este complet câștigată, da? Bun. Acum, având în vedere testele, le-am făcut. Haideți repede să vă arăt și o partidă de lui Garry Kasparov, de când era el copil mic, ca dumneavoastră, puțin mai mare. Nu este lungă, este scurtă. De jucată în 1977, când avea 14 ani. Deci Garry Kasparov este la alb și acest alt copil, West Guy, cred că era american, la negru. E4, C5, siciliană, da? Cal F3, pion E6. Aceasta este varianta Paulsen-Kahn,
foarte populară și ea. O altă variantă populară aici este D6, în care intri de obicei în Nidor. O alta este Calce 6, în care intri mai multe. Iar o alta este G6, pe care o joc eu, Dragonul Super Accelerat. Dar în partida despre, pe care vă arăt acum, deci negru joacă pion E6, intrând în varianta pausă în card. D4, CD4, Cal D4, Cal F6, deci mi-atacă acest pion, da? Și albu joacă foarte bine Cal C3. Apropo, aici să știți că acest Cal C3 este obligatoriu forțat, pentru că nu poți să joci E5. Deși ți-ar place să joci E5, da? Să zici, mamă, pleacă de aici. Nu poți să joci E5 pentru că îți dau un șah și ți-am luat pionul. De aceea tu aici, înainte de a încerca să joci E5, joci Cal C3. Da? Bă. Și acum ameninț E5. Și de obicei aici, negru, ca să nu-i permită albului să joace E5, de ce nu F3 sau nebun de 3? În loc de calce 3. Este o întrebare bună, Alexa, dar acum fii atent aici. Și poți să o faci. E vorba de alegere, dar amândouă sunt puțin inferioare. În primul rând, să discutăm despre acest F3. Acest F3 pe tine, ca să spun așa, nu reușești să faci o mutare de, ca să spun, de piesă. Deci muți pion. Da, sau dame E2 sau dame F3. Păi în asta constă frumusețea șahului, domnișoarelor. Dama E2, eu cred că mă întrebe așa doar ca să mă necăjești. Cum să joci dama E2? Ăsta începe să plângă. De asemenea, dama F3 este puțin ciudat. Și dama E2, și dama F3, și pion și dama F3, și pion F3, și nebun de 3. Îți spun eu, deci mi-ai propus aici 1, 2, 3, 4. La toate 4 care zici tu, eu am să joc, să zicem că joci pe 3. Eu joc calce 6, mai departe. Deci la toate 4 care tu le propusești, eu aș fi jucat calce 6. Și vreau să vă mai spun un lucru. Vă aduceți aminte când v-am spus? Știu că orice, deci partida poate să o ia pe alte chestii, dar ca să auzi, Raluca și Alexa, obligatoriu, stai un pic, fii atent aici. Hai că ai pus bine întrebarea. E foarte, și să știți că îmi place acest mod de a gândi. De ce? În fond, cea mai deasă întrebare la un curs de șac trebuie să fie de ce. Ia fiți atenți aici. Ca să te convingi tu, îi dai calculatorul să gândească. Deci, el nu spune la revedere, Ancuța. El nu spune că celelalte sunt greșite, dar sunt mai slabe. Uite, inclusiv la calce 3 zice că e 0, 0, 2. Stă și se gândește. Dar, de exemplu, uite, eu îți fac mutarea F3 aici, cum zisești tu. Hai să-i dăm ăsta să gândească.
E deja minus 0,26. Ai înțeles? Ați înțeles, domnișoarelor? Deci după D5, negru stă mai bine doar după câte mutări? 5 mutări. Ai înțeles? Ceea ce nu e plăcut. Dacă după 5 mutări ai minus 0,2, ia uite, minus 0,37. După alte 5 mutări ai minus 0,70, după alte, după 15 mutări, înseamnă că ai minus 1, adică ești la minus la pierdere. Că v-am spus, aceste mici inexactități se pot aduna și să facă cât o greșeală, revenind înapoi. Deci calce 3, mutarea corectă. Și negru joacă nebun B4, agresiv. Deci nebun B4 a fost la sfârșitul anilor 60 din secolul trecut. Asta destul de la modă, dar acum e considerată insuficientă pentru negru. Deci nebun B4 îmi leagă calul și mi-atacă acest pion. Kasparov joacă E5. Cal D5. Aici este o întreagă teorie, ca să spun așa, ce se întâmplă când joci cal E4. Eu știu într-un fel, dacă mi-aduc eu bine aminte, pentru că și am fost jucător de pauză în can. Cale 4 nu este bună datorită acestei mutări, din ce mi-aduc aminte. Iar după cal C3, se joacă A3. Te doare mintea, da, așa e. Și după cal D5... Da. Și după cal D5, AB4, cal B4, se consideră că asta e nașpa pentru negru. Și într-adevăr e nașpa, da. Deci revenim la partidă. Deci în partidă a jucat cal D5. Deci suntem aici, da? Deci E5, cal D5. Câte bătăi am pe acest cal? 2. Nebun de 2, da? Calia pe C3, Bea pe C3, și acum nebunul ăsta este atacat, da? Și îl retrage nebun F8. Cum considerați voi mutarea asta, nebun F8? Bună, rea, proastă? Bun. Da, deci, da, să știți că răspunsul meu vă poate șoca aici. E bună. Deci, practic, dacă te duci, oricum trebuie să te retragi cu nebunul, dar să zicem că te duci la E7. După damă G4, ai mari probleme. Deci ai mari probleme cu rocada. Pentru că dacă joci G6 aici, joc nebun H6. Stați ca să vedeți, domnule. Știu, te duci înapoi. Dar te rog, vă rog să mă credeți că asta e cea mai bună variantă aici pentru nebun F8. Dar tocmai de asta vă spun eu că această variantă nu se mai joacă. Pentru că tot timpul, pentru a menține cât de cât echilibru aici, trebuie să dansez pe sârmă ca ursul cu negru. Eu sunt de acord cu voi. Asta, ce mutare e asta? Mă duc înapoi să mă culc.
Da, dar e cea mai bună. Pentru că acum... Și să încerc să scot calul la acest 6, să scap de acest pion. Da? Kasparov se dezvoltă, normal. Deci, ca să înțelegeți un lucru. Din punct de vedere al dezvoltării pieselor, Kasparov este tătic aici. Are 3 piese dezvoltate, dama scoasă, rocada o fac într-o mutare, n-am probleme. Singura sa chestie proastă la Kasparov, care este? Structura de pioni. Dacă, de exemplu, acum am aduce un aspirator și am trage toate piesele de pe tablă și am lăsat doar regii și pionii, așa cum sunt în poziția asta, negru ar fi câștigat. Dar cum ajungi cu negru în final? Că ăsta ți-a gâtul. Deci, într-adevăr, structura de pioni a albului este groaznică, pentru că are 3 insule de pioni. Asta e o insulă, asta e a doua și asta e a treia. Iar ăștia sunt dubli, da? Dar am un avans nemaipomenit de dezvoltare. Partida continuă așa. D6, o mutare foarte bună. Pentru că vreau să scap de acest pion de aici. Kasparov îl apără, joacă damă E2. Și acum tu, dacă ești băiat deștept, îi bați pe ăsta, da? Și după ce eventual bate... Scot un cal pe aici, chit că-mi stric și o structură de pion. Numai să dau în ăsta și în ăsta, da? Da, săracul aici negru, că nu vrea să strice structura de pioni, face o grozăvie și joacă cal de 7. Deci mai atac o dată acest pion, zicând dacă bați îți bag cu nebunul, n-am problemă. Ce-ați juca cu albul aici? Deci, aici, practic, noi trebuie să profităm de faptul că avem piesele dezvoltate. Și Kasparov a jucat calea pe 6. Apropo, nu uitați vârsta lui Kasparov când s-a jucat această partidă. 14 ani. Și ce calculează Kasparov aici? El calculează așa. Deci, dacă bați, voi juca șah. Dacă joci rege, dacă joci G6, șah, da? Iar dacă nu joci G6 și te duci direct cu rege la E7, că poți să te duci cu rege la E7. Din nou șah, dar-ți bag calul atunci. Șah, totul este atac liniar aici, da? Și ți-am zburat dama din spate. Deci asta a calculat Kasparov și a calculat foarte bine. Și vedeți cât de repede și cât de frumos și cât de clar calculează el aici. Deci, practic, calculele lui sunt fără greșeală. Deci, acest calea pe 6 este într-adevăr și poziția de așa natură încât să te ducă la un astfel de calcul. Și atunci și negru vede la fel și zice, bine, dar eu nu-ți bag calul și joacă damă pe 6. Ce joacă albul aici și negru cedează?
Dar când îmi propuneți o mutare aici, vreau să mă propuneți bazându-vă puțin pe calcul. Deci, când îmi spuneți mutarea, spuneți-mi și următoarele două, trei mutări. Deci, ce joacă albul aici? Cine îmi propune o mutare câștigătoare pentru alb? Bună, Andrei. Cam târziu, Andrei. E Sfântul Ilie astăzi, da? Sofie, dama H5 acum... Pionul meu nu mai e plecat de aici, n-are niciun farmec, dama H5. Cam să joc G6. Andrei, să știi că după partida asta, dacă nu mai vine nimeni, să știi că am să închei lecția. Sper că nu vă supărați. Ia zi, Andrei, că tu ai văzut partida asta, ce joacă albul aici? Cu tine am făcut partida asta mai de mult de tot. Acum jumătate de an. Bravo, Andrei, calci și felicitări, Andrei. Deci după calce 7, negru cedează. Pentru că nu poate să bată acest cal. Deci el trebuie să joace ori din rege, dar îți iau turnul din A8 degeaba și cu atac în dam. De ce nu poate să-l bată? Pentru că la damă ia pe C7, urmează E6. Șah! Bye, bye, damă. Da? Bun. Încă o dată. Astăzi vreau să terminăm acum, practic. Andrei, știu că tu ești cel mai mare. Da, eu vreau să terminăm acum. Este 6:15, deci practic să terminăm partea a doua, una la mână. Nu a venit nimeni la avansat, n-a venit nici Ștefanii, n-au venit nici Popeștii. Și e Sfântul Ilie.